Tragedie în Columbia după explozie la o mină de cărbune. 11 persoane au fost ucise, iar alte 10 au rămas blocate sub pământ. Explozia a avut loc într-o zonă rurală din Suta Tausa, la aproximativ 75 de kilometri nord de Bogota. Peste 100 de salvatori au intervenit la fața locului pentru căutări. Guvernatorul provinciei Cundinamarca, Nicola Garcia, le-a declarat jurnaliștilor că supraviețuitorii au rămas prinși sub dărâmături la o adâncime între 700 și 900 de metri. Două persoane au fost deja salvate și alte 7 au scăpat fără ajutorul echipelor de salvare. Facem toate eforturile împreună cu guvernul din Cundinamarca pentru a-i salva pe cei care sunt prinși printre dărâmături. O îmbrățișare de solidaritate pentru victime și familiile lor. Agenția Națională de Minerit a declarat că minele aveau autorizație de funcționare. Accidentele grave sunt frecvente în minele de cărbune și aur din Columbia, atât în cariera deschisă cât și în cele subterane, în special în cazul exploatărilor ilegale și ale celor fără măsuri de siguranță adecvate. Cel mai grav accident recent a avut loc în iunie 2010, când 73 de persoane au fost ucise într-o explozie la o exploatare minieră din nord-vestul țării.